Bună, eu sunt Dariana, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip și este recenzia primului volum al trilogiei Mara Dyer de Michel Hodkin, și anume Mara Dyer Începutul. Și astăzi sunt într-o locație mai specială, sunt la librăria Diverta, iar ei au în fiecare lună o promoție și promoția din luna ianuarie este la editura Humanitas. Dacă cumpărați două cărți, pe a treia o veți primi gratis, așa că o să aveți în descriere un link și către site-ul lor, pe unde vă invit cu mare, mare drag să treceți, și către toate librăriile Diverta din țară. Ei bine, în această carte este vorba despre Mara, o adolescentă aproape normală, până când aceasta se trezește că este la spital și părinții ei spun că a suferit un accident. Aceasta a fost prinsă între ruinele unei clădiri, alături de prietenii ei, Rachel, Claire și Jude, și ea a fost singura care a supraviețuit, iar ca să uite de tot ceea ce s-a întâmplat și de tristețea care a cuprins-o după ce a aflat că nu mai trăiesc prietenii ei, se mută într-un alt oraș și începe o altă viață în Miami. Acolo este foarte greu să se adapteze și primul volum al seriei se axează pe acomodarea Marei în o nouă școală, iar ea face cunoștință cu un băiat Noah. Ei sunt total diferiți. Află acest lucru atunci când Mara își dă seama că ea are o putere. Ea poate distruge orice atunci când doar se gândește la asta și se gândește la faptul că s-ar putea ca ea să fi distrus acel azil, însă motivul pentru care o face vă las pe voi să-l aflați. Faptul că ea poate să distrugă orice lucru doar atunci când se gândește, ei bine, Noah poate să repare orice doar gândindu-se la acest lucru și asta îi face pe ei să fie uniți. Ei au o relație foarte specială pentru că ambii sunt diferiți de ceilalți, iar autoarea, Michel Hodkin, a conturat foarte bine personajele și nu este un young adult clișei precum le întâlnim acum în fiecare zi, ci un young adult diferit despre cum putem să trecem peste ceea ce ni se întâmplă și ne-ar putea ajuta să trecem peste anumite situații. Și acțiunea se petrece într-un mod alert, are în jur de 486 de pagini pe care eu le-am citit în aproximativ 3 zile și în al doilea volum acțiunea ia și mai mult amploare, seria se bazează și mai mult pe puterile Marei, însă vă las pe voi să o descoperiți. Eu i-am dat 5 steluțe din 5 și dacă ați citit-o și voi, nu uitați să-mi spuneți în comentarii. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu și de asemenea să intrați pe linkul pe care îl aveți în descriere către site-ul librăriei Diverta. Cam acesta a fost videoclipul, noi ne revedem data viitoare, la revedere!